Există și propuneri de soluții alternative la reglementarea acestor interceptări, pentru că toată lumea spune că acea ordonanță este doar o soluție temporară. Președintele Curții Constituționale vorbea despre utilitatea unei legi care să reglementeze interceptările. Fostul președinte Traian Băsescu vrea un organism civil care să gestioneze toate aceste mandate de supraveghere tehnică. Vi se par necesare sau viabile aceste propuneri? Deci nu comentez nici ce zice domnul președinte Zegrean, nici ce zic celelalte persoane. Pot doar să vă spun modalitatea în care este reglementată în acest moment posibilitatea de a efectua interceptări într-un dosar penal. Codul de procedură penală este legea care prevede cum se fac interceptările. Sunt prevăzute în mai multe articole din procedura penală în ce condiții se pot face interceptări, cine le autorizează, ce condiții trebuie îndeplinite, precum și modul în care se pun în aplicare aceste măsuri. Ca să fiu mai clară, atunci când avem un dosar penal, legea ne spune dacă putem sau nu să folosim interceptări. Niciodată, niciun procuror din România, niciun magistrat nu va putea efectua interceptări dacă nu are un dosar penal deschis. Asta este prima condiție prevăzută de lege. Apoi, codul de procedură penală stabilește și alte condiții. Să fie o faptă gravă, cum avem noi în cazul infracțiunilor de corupție, ratarea de mită, traficul de influență, spălarea de bani, sunt fapte grave, sunt prevăzute expres între condițiile pe care legea le cere pentru a putea solicita judecătorului aceste interceptări. Apoi, pe lângă faptul că deschizi un dosar penal, trebuie să mai existe și alte indicii. Deci nu poți să deschizi un dosar penal și să mergi la un judecător să spui doresc să-l interceptezi pe X dacă nu ai și altceva la dosar. O simplă sesizare nu este suficientă pentru a intercepta o persoană. Întotdeauna judecătorii sunt cei care fac un control de legalitate și cei care admit propuneri. Procurorii nu pot să intercepteze fără mandat de la judecător. Judecătorii nu fac un control formal, vă asigur, fac un control foarte riguros al condițiilor care sunt prevăzute în lege, al actelor pe care procurorul îi le prezintă, pentru că în momentul în care procurorul întocmește o propunere către judecător, judecătorul verifică dosarul de la primul act, de la actul de sesizare, plus toate celelalte activități pe care procurorul le-a făcut și pe care le invocă în susținerea cererii. Deci este un control extrem de riguros și pot să vă zic că sunt situații în care judecătorii resping astfel de cereri. Fie că vorbim de acces la sistem informatic, fie că vorbim de registrări ambientale, fie că vorbim de, eu știu, o interceptare a conversațiilor prin telefon. După ce se pun în aplicare aceste măsuri, la fel există un control extrem de riguros, atât din partea judecătorului, dar și din perspectiva procurorului, care are anumite obligații expres prevăzute în lege. Ce este cel mai important și nu spune nimeni în spațiul public, dar cred că este important să subliniez, faptul că în momentul în care un procuror folosește un astfel de mijloc de probă, este obligat ca la finalizarea activității sau cel târziu, până la finalizarea dosarului, să aducă la cunoștința persoanei care a fost interceptată sau față de care s-a dispus o astfel de măsură preventivă. Deci procurorul în momentul în care interceptează o persoană pe baza unui mandat emis de către judecătorul competent conform legii, este obligat să-l anunțe și să-i spună dacă avem, să zicem, titularul unui post telefonic care a fost interceptat, procurorul este obligat să-l anunțe că i-a fost interceptat telefonul, iar persoana respectivă are dreptul să vină să-și asculte conversațiile. Este posibil ca în urma acestei activități persoana respectivă să fie trimisă în judecată sau să se dea o altă soluție, dar este foarte important ca aceste activități de fiecare dată se comunică inclusiv persoane care au fost interceptate. Deci cei care susțin în spațiu public că procurorii interceptează în afara unui dosar penal pe cine vor, când vor și nu se întâmplă nimic, vă spun că este total fals. Procurorii sunt verificați de fiecare dată când se face o astfel de activitate, iar persoana care a făcut obiectul unei supravegheri este anunțată.